Andreea Bălan a fost cerută de soție, nu de iubitul american, ci chiar de Cheo. Artistul a încercat să o recucerească pe Andreea cu un inel, însă prea târziu, spune blonda. Cheo a venit cumva la tine cu inelul? Da, a venit. Da, a venit prea târziu. Și i-am zis, ia-l și du-l dincolo. Adică la cea care i-a fost în ultimul an mai întâi amantă și apoi iubită lui Cheo. Artista nu s-a lăsat convinsă cu un inel, deși asta își dorea cel mai mult când era alături de Cheo. El a încercat să se împace cu mine. Eu l-am refuzat și normal că s-a dus la backup. Și i-a mai transmis un mesaj răspicat. I-am explicat că el niciodată nu va veni cu o femeie în casa făcută de mine. Nu există așa ceva. Andreea Bălan trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste cu un fost pușcaș marin american. Dacă rămân cu el, normal că mi-aș dori o familie. Nu îmi doresc să umblu din bărbat în bărbat. Chiar îmi doresc o familie foarte tare. Îmi doresc și eu două fetițe gemene.